Am fost cu foarte mulți ciobani. Când s-a făcut colectivizarea, unii s-au împotrivit colectivizării și au arestat și țărani și ciobani și tot. Și eram cu ei. Și le vorbeam din cuvântul lui Dumnezeu și spuneam, păstorul cel bun își dă viața pentru oi, așa a învățat Iisus. Pe când păstorul neimit, când vede un lup venind, fuge. Și am întrebat, ce gândiți despre aceasta? Și toți, fără de excepție, au răspuns, noi toți am fost păstori neimiți, dacă vedeam lupul venind, care cum putea să fugă mai repede, nu rămâne un păstor. Nici nu avea sens să rămână un păstor. E păcat de oaie, dar ca să salvezi o oaie, să strigești tu viața în întâlnire cu lupul, un cioban așa ceva nu face. Poate într-o țară unde ciobanul este înarmat, poate să tragă cu lupul, dar la noi în țară nu erau înarmați. Și păstorul cel bun de care vorbește Mântuitorul este un păstor ideal. Păstorul de rând nu-și dă viața pentru oi. Iisus, spre deosebire de ei, și-a dat viața nu pentru oi, și-a dat viața nu pentru oameni buni. Are o rațiune să-ți dai viața pentru un om mai bun decât tine, ca el să trăiască. El și-a dat viața pentru păcătoși pe cruce. Și nu numai că și-a dat viața pentru ei, a dat-o într-un anumit fel. N-a apărut așa, eu sunt ăla bunul și mă jertfesc pentru voi cei răi. Este scris în Isaia 53:12, el a fost numărat printre cei fără de lege. El s-a făcut păcat pentru noi. El a murit ca păcat. Dacă s-ar fi făcut un recenzământ pe vremea aceea lui Irod în țară, în Israel, toți care sunt păcătoși să fie înscriși la un recenzământ. Iisus ar fi înscris.